Creștinii ortodoxi din toată țara l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. La Roman, preoții de la parohia cu același nume au oficiat o slujbă religioasă pentru a marca marea sărbătoare, dar și hramul bisericii. Reprezentarea Sfântului Biruitor simbolizează modelul de curaj în lupta cu diavolul. Potrivit tradițiilor populare, dacă în ziua de Sfântul Gheorghe va fi rouă multă ori va fi pâclă, e semn de an bogat, iar dacă e ploaie, atunci se vor face grâu și fân din belșug.